Bună ziua, dragi români! Eu nu pot chivanoc PSD. Este incredibil, dragi români, ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD-ul a ajutat UDMR-ul să treacă prin Camera Deputaților o lege prin care dă autonomie largă ținutului secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, guvernul, celelalte autorități, ne luptăm cu pandemia de coronavirus, ne luptăm pentru viețile românilor, ne luptăm ca să scăpăm de această pandemie, PSD-ul, marele PSD, se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Eu nu pot, Ciolacu. Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Victor Orban, în schimbul acestei înțelegeri? Vedeți, dragi români, asta înseamnă o majoritate toxică, majoritatea toxică pesedistă. De aceea, dragii mei, se înțelege acum poate mai bine de ce am vrut alegeri anticipate. Eu nu mai vreau ca problemele importante ale națiunii să fie hotărâte de PSD. Eu nu mai vreau ca această majoritate toxică pesedistă să hotărască împotriva României și împotriva românilor. Este inadmisibil așa ceva. Și până când sunt eu președintele României, o astfel de lege nu va exista. Vă mulțumesc!